Examenul de bacalaureat a început cu stângul. Patru candidați au ratat șansa de a mai susține următoarele probe după ce au fost prinși copiind din cauza telefoanelor mobile, sursa lor de inspirație. Elevii în cauză au interdicție de a mai susține examenul național pentru următorii 2 ani. Astăzi, la prima probă a examenului de bacalaureat la limba și literatura română, s-au prezentat 2805 elevi de la profilul real. S-au prezentat 2181 și de la uman 624. Au fost absenți 93 de elevi și eliminați 4. 2 elevi la Liceul Tehnologic Bârsești, un elev la Colegiul Tehnic Haurico Andă din Târgu Jiu și un elev la Liceul Teoretic din Novaci. Motivele pentru care au fost eliminați din examen sunt? Acești elevi au fost prinși asupra lor cu telefoane mobile, chiar au încercat să folosească aceste telefoane mobile și conform regulamentului au fost eliminați din examen. Când vor putea susține din nou probele? După 2 ani acești elevi vor putea să susțină probele, pentru că aceasta este sancțiunea atunci când sunt prinși încercând să fraudeze. Miercuri va avea loc următoarea probă scrisă, cea obligatorie a profilului.